Hei, salutare fraților, eu sunt Echei și bine v-am regăsit din nou pe acest canal. După cum vedeți, astăzi am aici un pachet. Eram în drum și am zis să fac un unboxing. Cred că e un unboxing mai altcumva, că nu-l fac acasă, îl fac într-un parc, bineînțeles. Așa că avem aici un pachet, ne-am comandat prima oară de la firma Barrow și vreau să văd și eu cum e această firmă. Un brand oarecum nou la noi în România, doar că el a apărut undeva prin 2019 și a fost promovat foarte tare de niște artiști de afară. Și așa au început și prețurile lor oarecum să crească. Haideți să vedem cum e. Facem frumos. Bun, asta la sfârșit o să aruncăm. Aici avem un tricou și niște șosete. Oh. Am comandat de pe Farfetch. Așa e, așa e, că nu mai prea comand. Hai să vedem. Aici avem șosetele. Avem aici un golum care face un zgomot super ciudat. Șosetele arată cam așa. Bă, culoarea e faină. Și avem tricou. Bă, ești nebun. Îmi place maxim. Bă, dar ce material așa super plăcut la atingere. Îmi place. Mie mi se pare că acest brand duce oarecum spre brandul Off-White și cu tagurile astea așa și cu detaliile astea și mi se pare așa că au niște culori foarte fancy. Mie nu cred că, adică nu cred că mai e o noutate că îmi plac culorile fancy și așa mai extravagante, mai excentrice și chiar îmi place. Și aici avem perechea de pantalon. Sincer, mi se întâmplă prima oară. Mamă, dar ce porumbei vei. Mi se întâmplă prima oară să pun o comandă și să-mi vină două colete. Adică ăștia m-au venit cu vreo 3-4 zile înainte și coletul acesta cu tricoul și cu șosetele mi-au venit după vreo 4 zile. Dar în aceeași comandă, cred că au venit din două locații diferite, deci aceștia sunt pantaloni. Bă, deci chiar îmi place și materialul. E un brand așa mai street, mai de oraș, de ieșit prin oraș și mi se pare că acest smiley cu 3 ochi, care e pe asta e logo-ul lor. Îți captează foarte mult atenția și prin acest smiley și prin culoarea logo-ului. Adică au și peste tot au galbenul ăsta. Chiar îmi plac detaliile, mie chiar îmi plac detaliile astea. Bun, și au și aici pe interior. Oarecum brandul a fost făcut de niște anonimi, dar e un brand italian și e foarte, foarte bun. Tot ce vine din Italia și Franța, pot să zic că sunt niște branduri bune ca și calitate, mă refer. Și cred că o să fac și o ținută. Îmi plac oricum tagurile astea, dar nu știu dacă o să le port eu. Știu că, na, eu de asta zic că se aseamănă foarte mult cu brandul Off-White. Eu zic să facem și o ținută, facem o din aia, facem o tranziție. Așa că pentru tranziție avem nevoie de toate. Bun, și avem șosete. Ia uitați-vă, fraților, cum arată fitul ăsta, ești nebun la cap. Deci iubesc culorile astea, iubesc. Îmi place maxim, chiar îmi place. Și am încercat să accesorizez cu Balenciaga Triple S. Mi se pare că merg foarte ok cu smiley-ul ăsta, cu 3 ochi. Așa că, fraților, pot să zic că îmi place brandul, chiar îmi place brandul, îmi plac și culorile astea super excentrice și acest smiley, îmi plac și detaliile astea, nu știu dacă să port tagurile astea, și pot să zic că și calitatea hainelor lor de una super, super bună. Și mai vreau să vă spun, fraților, că prețurile la acest brand au început să crească după ce foarte mulți artiști au început să le poarte brandul și atunci automat s-a promovat și prețurile au început să crească super, super, super mult. Așa că o să fac și niște poze aici pentru Instagram, o să le vedeți la mine pe Instagram, pozele cu fitul. Și până data viitoare să lăsați acolo în comentarii dacă vă place acest brand și dacă vă place această ținută și nu uitați să dați un like, să vă abonați dacă deocamdată n-ați făcut-o. Și până data viitoare, din nou, aveți grijă de voi, vă pupă Echei, respectați pe toată lumea și îmbrăcați-vă cu cap. Bye!